Din nou vă zicem bine v-am găsit, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Continuăm studierea din Evanghelia după Marcu și astăzi este capitolul 10. Lucrurile pe care Marcu le prezintă sunt exprese sau învățăturile pe care le oferă Domnul Iisus. Sunt atât de practice încât transcede timpul și astăzi sunt actuale. Alături de mine, colegii de platou de astăzi, emisiunii de astăzi, este psiholog, pedagog, domnia sa, Victoria Vitu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc! De asemenea și pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, master în teologie, bibleist, domnia sa, Romașcu Iulian. Bine ați venit! Mă bucur să ne revedem! Interesant, provocările cu care vin contemporanii Domnului Iisus, pentru că erau foarte multe, dar una dintre acestea, și am fi vrut să demarăm cu ele, se găsește în Evanghelie după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul, 2. Îl observăm pe Domnul Iisus cum El învață și predică, El explică oamenilor și sigur că e diferit de ceea ce era primit de învățătorii poporului de atunci. Și iată, au venit la El niște farisei, deci se prezintă cine sunt. Farisei ar trebui să înțelegem că erau cei mai ortodoxi sau cei mai corecți, cei mai echilibrați ca învățători, pentru că erau și saducheii care erau elenizați în cultură și în teologie sau în gândire. Erau și alții care erau agresivi, politici, erau o formațiune politică impresionantă. Erau și esei care se izolau și își scriau, transcriau cu scripturile, gândind că aceasta este misiunea lor. Erau diversi. Și în cazul dat se prezintă farisei și ei întreabă. Și ca să le spitească, să le încerce pe Iisus, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Adică, este oare îngăduit procesul care se numește, sau fenomenul care se numește divorț sau despărțirea dintre soț și soție. Ce a zis Iisus? Cum vi se pare răspunsul Domnului Iisus? De ce acești bărbați i-a adus astfel de problemă în față? Era o provocare prin care ei încercau să-L prindă pe Domnul Iisus într-o situație mai dificilă, pentru că contextul istoric descoperă faptul că în acea perioadă guvernator al regiunii, conducător, era anume a regiunii unde se afla și Domnul Iisus și activa, era Irod Antipa, care se recăsătorise, divorțase și se recăsătorise cu soția fratelui său. Ceea ce nu era îngăduit. Da. După legea, scripturistică. Da, și de aceea ei au ridicat această întrebare ca să-L prindă pe Domnul Iisus în capcan. Scrieți un conflict cumva, poate, cu dacă va spune că nu e îngăduit, înseamnă că va avea probleme cu Irod Antipa. Dacă va spune că îngăduit, păi cum e? Da? Deci tot timpul ei încercau cumva să-L, așa cum spune și text, să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Și de aceea ei au înaintat această întrebare. Evident că dacă ar fi fost un om simplu, care nu se cunoștea prea multe, imediat rezolva cu el problema sau de fapt nici nu n-atrage atenția. Dar aici este o persoană cu rezonanță socială, pentru că este un hegemon al regiunii și în cazul acesta, evident că pe toată lumea interesează, au procedat corect și la cine veneau cu întrebări și cu soluționări? Evident că la acești lideri. Da. Dar cine ar putea să meargă împotriva hegemonului, care are putere, la un moment dat, să îi priveze de libertate sau să-i facă să tacă? Da. Și sigur că, știți, am impresia că e un fel de discuții la bucătărie. Și iată ce-i doare, cu aceia au venit la Domnul Iisus. Pentru că, așa cum s-a menționat, ei au și-a făcut acest lucru, pentru că a fost omorât Ioan Botezătorul, și anume tot de Irod Antipa.
Deci ei se gândeau cumva, poate și Domnul Iisus va fi prins în capcană și cumva va fi înlăturat, poate și el. Scăpăm și de unul și de altul și cumva probabil că va fi și o mustrare pentru Antipa, să nu zic că n-avem noi o poziție socială pentru societate. Evident, deci background-ul este clar. Da. Ce a răspuns Domnul Iisus? Iată, acest moment chiar este important, unde Iisus, să zicem așa, subliniază, accentuează, evidențiază și unde ne întoarce la origine, la originalul, instituția oficiantă care a fost instituită de Dumnezeu încă în grădina Edenului, atunci când a creat pe Adam și Eva. Și iată, aici e momentul în care să înțelegem, de fapt, ca să menționez puțin că problema divorțului era încă în epoca antică, atunci când Moise scrie jurisprudența de Deuteronomul 24 și unde Iisus răspunde din cauza împietririi inimii voastre. De ce Iisus îi aduce la inițialul care a fost creat de Dumnezeu atunci când Dumnezeu a prevăzut ca cei doi de sex opus, bărbat, femeie, sex opus, ca să fie una. Și această unicitate trebuia să fie dovedită prin sacralitatea divină, prezența lui Dumnezeu, ceea ce a unit Dumnezeu, ceea ce a binecuvântat Dumnezeu, ceea ce are în plan Dumnezeu să facă pentru familia noastră. Cu părere de rău, cu regret, adică problemele sau greutățile sau ce apare în viața noastră de familie, ne face foarte vulnerabili și asta e o parte care ne conduce poate să recurgem la acest divorț. Dar chiar școala lui Hiller, da, care a răstălmăcit această idee și anume din anumite motive, că infidelitate, că nu știu ce, dar Dumnezeu intenționează să protejeze femeia, să protejeze familia, să protejeze ceea ce a instituit, ceea ce a binecuvântat, că este trainic, este veșnic, este durabil. Însă oamenii nu au capacitatea aceasta. Din păcate, noi, zic de toți noi și de mine personal, adică nu la cineva mă refer, că atunci când ne ciocnim cu anumite probleme, noi vrem să ne scădem din răspundere, să nu ne asumăm niște, nu știu, îndatoriri. Vrem ceva mai ușor. Vrem, ne pare că ceva mai fericit sau altceva. Însă, atunci când ne conducem, da, și ne îndreptăm la cuvântul lui Dumnezeu, noi vedem că, într-adevăr, Dumnezeu are această putere să binecuvânte familia peste ani de zile. Nu un an, 5, 10, cuplu care să fie de la și până la, așa cum a prevăzut Dumnezeu. Evident că disputa a avut probleme teologice grele și școală. Ați amintit de școala lui Hillel sau Shemei, deci erau două clase și cumva se contraziceau dintre acestea, dar au găsit și ei un argument, Moise. Păi Moise scrie foarte simplu, să scrim o scrisoare o carte de despărțire, i-ai dat-o în mână, o carte, asta e un sul așa, pe atunci, i-ai dat ca un fel de mărturie, ca femeia dacă merge undeva și o întreabă, măi, tu a cui nevastă ești? Păi nu sunt. Eu știu că ai fost. Păi uite, am carte desfacere. Măcar o justificare cumva. Și Iisus lămurește, păi lucrul acesta n-a fost de Dumnezeu indicat. A fost de Moise prezentat. Și de fapt Moise tot încerca să apere partea feminină, pentru că în această regiune a Orientului era soția avea, sau femeia avea un statut social inferior. Și din cauza aceasta, Moise, văzând această problemă, el a încercat să apere femeia prin acest lucru sau prin această carte despărțire. Să soluționeze fenomenul greșit care exista în societate. Dar deja în perioada Domnului Iisus, deci chiar una din școli a ajuns la aceea că practic se dădea motiv de pentru orice motiv nu atât de major, se putea da divorț. Aceasta era problema. Dar vedem totuși ce spune Domnul Iisus. Da? Deci el nu încearcă să răspundă concret sau direct la întrebarea lor sau să caute poziția sau bă, dar el îi întoarce unde? La origine.
cum a fost la început, da? Cum a fost inițial, când Dumnezeu a întemeiat familia între bărbat și femeie, cum a fost. Da? Deci, și el spune că da, familia întemeiată, iar căsătoria la căsătorie. Noi găsim în Sfintele Scripturi chiar și faptul că Dumnezeu este prezent la căsătorie și mustră în trecut pe mulți care și-au lăsat soțiile. Da. Și zice, eu am fost martor la căsătoria ta, va trebui să te întorci înapoi. Și Domnul Iisus de aici și concluzionează. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul, să nu dispartă deloc. Da, e o problemă destul de importantă în societatea de atunci, dar mi se pare că și astăzi este la fel. Familia este sub atac, deci viața conjugală, viața de familie, viața dintre bărbat și femeie, și astăzi deja mai nou, știți, apar și alt fel de familii și familii condiționate și nu știu de care, dar cu toate acestea noi ar trebui să învățăm lucrurile pe care le spune Dumnezeu, le spune Domnul Iisus. Ne aduce la original. Cum a fost de la început? Cum este planul lui Dumnezeu? Pentru că așa este voința Lui. Și voința Lui nu s-a schimbat. Asta vrea să zică Domnul Iisus. Nu s-a schimbat, este aceeași. De ce accentuează acest lucru? Da? Pentru că așa cum spune textul de la Geneza capitolul 1, că ei devin un singur trup, da? Și Geneza 2:24. Da. Da? Deci ei devin una. Și deci dacă ei au fost uniți și Dumnezeu a binecuvântat căsnicia lor, sigur că despărțirea nu e ceea ce dorește Dumnezeu. Da, legea mozaică nu prevedea divorțul. Deci cum noi înțelegem, este diferit cum ne învață Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să ne întoarcă la binecuvântare, vrea să ne întoarcă la fericire, dar noi, pur și simplu, nu înțelegem că asta este o binecuvântare. Viața de cuplu este și o luptă și nu e ușor ca să lupți pentru fericirea ta, bunăstarea ta și ceea ce dorești să primești în continuare. Sigur că provocările aici nu se încheie, ci apare o alta. Și în versetul 13 noi întâlnim faptul că i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei care i-au dus. Evident că cine erau acei care i-au dus? Mamele. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat. Observați dumneavoastră, pentru prima dată întâlnesc eu mânia Domnului Iisus. Și le-a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Este interesant. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip, nu va intra în ea. Spuneți-mi, vă rog, despre ce aici se vorbește? De ce Iisus sau... Cine mărturisește acest fragment despre starea copiilor pe atunci și care ar fi voința Domnului Iisus și care este, de fapt, porunca Lui pentru toți cei, nu doar pentru contemporani, ci și cei care urmează după aceasta? În acest pasaj descoperim o altă categorie, tot cu un statut social inferior. Și chiar se considera că uneori era statutul copiilor chiar ca unor sclavi, da? Pentru că de mici erau crescuți doar pentru aceia ca mai târziu să fie folosiți ca sclavi. Și probabil că lucrul acesta a avut un impact și în continuare și în mintea contemporanilor Domnului Iisus. Și atunci când mamele veneau cu copiilor de diferite vârste, ei considerau că copiii nu sunt importanți, că când o să crească mare, atunci o să aprecieze. Da? Și astăzi poate este acest gând, că copilul dă-i un mobil în mână, lasă, uite la ce-o nimeri, stă-i liniștit acolo. Și unii chiar așa și spun, că când o să aibă, când o să fie tânăr, o să facă alegeri, ce e bine și ce nu e bine. Da? Și s-a pierdut totul, da? Timpul acesta, când copilul de mic, da? Deci nu în zadar spune că 7 ani de acasă, dar de fapt unii oameni de știință spun că primii 3 ani deja se formează concepția adevărată a copilului privitor la viață. Și dacă noi, ca părinți, nu ne implicăm în educarea lor, atunci va fi foarte greu ca după aia să-i modelăm și să-i șlifuim. Da, și de ce? Probabil și ucenicii înțelegeau că ce încurcă timpul Domnului Iisus cu copii, că nu e timpul lor acum.
Probabil gândeau că ei nu sunt importanți, nu sunt valoroși, da? Și că timpul prețios al Domnului Iisus, de ce să-L ocupi cu copiii? Și de ce au încercat să-i îndepărteze? Da? Iisus nu are timp pentru voi, are lucruri mai importante legate de veșnicie, de mântuire, dar copiii mai târziu. Și ce spune Domnul Iisus? Da, dar ce caracteristic, El spune, lăsați copilașii să vină la mine. Și caracteristic între aceea că El îl pune pe copil ca model pentru adulți și chiar ucenicii primesc o mustrare nerostită, să zicem așa, din partea lui Iisus, pentru că această înțelegere greșită pe timpuri care era atunci, copiii care erau inferiori și maturii nu se socoteau cu ei, acum însă se pune foarte mult accent pe copii, pe educație, pe drepturi. Deci cei ce îi privilegiază în societatea noastră. La un moment dat chiar exagerează. Chiar exagerează uneori pentru că iarăși depinde de educația mamei care i-o dă copilul, cum a fost și exemplu cu mobil. Păi dă-i un mobil și ce? Și gata, se pierde acea educație. Acea, da, să zicem așa, evidențiat în societatea care vrea să vadă ceva frumos și noi alimentăm cu ceva foarte practic și ne formăm niște obiceiuri care la ce ne duci? Cât de frumos ar fi ca să fie cărțile îndrăgite, literatura îndrăgită, ceea ce să citească, să dezvolte, să nască ceva frumos, ceva sacru. Eu cred că uneori și noi gândim astfel, că, ei, dar ce înțelege un copil? Da. Nu înțelege mult, dar lasă-l acolo, da? Noi maturii gândim, înțelegem lucrurile logice, abstracte, multe, dar copilul nu înțelege nimic, da? Și totuși nu înțelegem, copilul foarte mult înțelege, da? Și unii chiar spun, copilul e un psiholog mai bun decât cel matur. El manipulează cu părinții. El știe cum, da? Deci Domnul Iisus vrea să arate că copilul trebuie să avem o atitudine de maturitate față de el. Da? Este, și el este un cetățean, un viitor cetățean al Împărăției Lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus chiar mustră pe cei maturi și arată că, de fapt, împărăția cerurilor spre care voi tindeți este anume pentru unii ca ei, care au o credință simplă, o încredere deschisă față de Dumnezeu, nu țin mânie, supărare, nu se consideră mândri, sunt dependenți de părinților, de alții, așa ar trebui să fiți și voi față de Dumnezeu. Am întâlnit un articol unde se povestea despre o societate, o mică grupă socială unde încerca să se îndeplinească ceea ce scria, să fiți copii. Și se copilăreau. Și la un moment dat s-au pomenit că n-are cine să ducă responsabilitate și au înțeles că au greșit. Pentru că interpretarea cuvintelor despre care vorbim acum în cazul acesta, Domnul Iisus, le vorbește foarte clar, ca să nu împiedice copiii ca să vină la Domnul Iisus. Dar cine poate să împiedice? Maturii. Maturii. Prin ce să împiedice? Începând cu educație, zic că nu știi să vorbești, să fii, să te rogi tu Domnului Iisus. Cine știi ce fel de... Ai, nu, parcă nu mă gândesc, că trebuie mai întâi să te... cu tehnologii, da? Îi dă una, a treia, a patra și până la urmă îl desparte de Domnul Iisus. Cine? Maturii. Maturii prin comportamentul și prin exemplul său, pentru copiii nu învață din ceea ce vorbesc maturii, din ceea ce fac maturii. Noi îi împiedicăm, deci noi maturii, mă refer acum, îi împiedicăm pe ei... Da. Să vină la Domnul Iisus și asta îi responsabilizează, prin acești copii îi responsabilizează pe maturi. Și să știți că împărăția cerurilor este a lor și dacă ei, voi nu vă preocupați de ei, cu siguranță că nu vor fi în împărăția cerului, dar ce înseamnă copil să nu fie? Da. Aici chiar cineva poate să zică, știți, în împărăția lui Dumnezeu probabil că copiii nu sunt. De unde știm? Iată, aici aș dori chiar să accentuez. Nu sunt maturi dacă nu sunt copii. Da, aș dori să accentuez chiar un gând și lucrul acesta este important în privința educației. Deci un autor inspirat spune așa: nu le dați impresia greșită că religia, adică copiilor, că religia lui Hristos este o religie a întristării. Da. Uneori, da, noi ca maturi nu înțelegem, da? Copilul trebuie să stea la rugăciuni jumătate de oră, trebuie să stăi
că la Dumnezeu. Da? Adică noi prin atitudinea noastră, el trebuie să înțeleagă totul, da? Sau încercăm să... Și copilul ăla, dacă stă jumătate de oră strună, nu se mișcă, ce e? Gata, pentru el normal, că religia e ceva... Și atitudinea dată... E plictisitor, e ceva ce-l chinuie, da? Deci noi trebuie să ținem cont de psihologia copilului, de vârsta lui, da? La vârsta de câțiva anișori. Pot să-i spun două, trei cuvinte sau un joc. Printr-un joc îi descoperă împărăția lui Dumnezeu. A crescut puțin mai mare, 5 minute, poate cu el 10, dar nu îl țin ca un matur. Stau jumătate de oră și îi țin o predică. El nu înțelege nimic, dar așa, prin aceasta noi tot îi împiedicăm ca să ajungă acolo unde vrea Dumnezeu. Și copiii cresc și devin adolescenți, iar apoi tineri. Și ce interesant că Evanghelistul Marcu parcă providențial prezintă un tânăr, în versetul 17, același capitol 10. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om, un tânăr, care a îngenunchiat și a zis: bun învățător, ce să fac ca să moștenesc împărăția lui Dumnezeu? Ce interesant că, sigur că există acolo o discuție, dar până la urmă Domnul Iisus îi zice: du-te și vinde tot ce ai. Și investește în ceva. În ce trebuia să investească? Care este cea mai bună investiție pe care Domnul Iisus i-a prezentat? Sigur, din punct de vedere omenește, investiția oamenilor ce? În viitor, în bani, în materialism, o clădire, mașină, tot ceea ce se vede. Dar, de fapt, Domnul Iisus vrea să descopere că cea mai bună investiție este în El, în Iisus Hristos. Pentru că El este cea mai bună investiție și doar El ne poate asigura viitorul cel mai sigur. De ce? Iisus îi spune: du-te și vinde, dă la săraci ceea ce ai și apoi vino și urmează. Adică eu sunt cea mai bună investiție pentru tine. Credința în Dumnezeu este urmată de păzirea legii. Și acest tânăr care spune că toate le fac din copilărie, parcă dă dovadă că e un tânăr creștin care respectă legea lui Dumnezeu. Și până la urmă, când Iisus îl aduce, iată, anume la această întrebare care el să înțeleagă: dar ce e prioritar pentru tine? Dar care sunt valorile tale? Ce e mai presus în viața ta? Tânărul a plecat capul și a plecat. Deci din tinerețe, nu știu ce, din adolescență am păzit eu. Stai puțin. Vrei să știi că ai păzit? Spune Sfânta Scriptură că l-a iubit Domnul Iisus. L-a îndrăgit foarte mult. Foarte mult. Dar iată, i-a demonstrat că nu împlinea toată legea. Da, da, prima poruncă unde spune că... Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei, dar cu părere de rău sunt mulți Dumnezei materiali. Da. Da. Din punct de vedere ritualic, el păzea poruncile. Formal. Dar problema era că de fapt el nu îl iubea pe Iisus, da? Și se arăta: tu pe mine nu m-ai pus prioritar. Adică din punct de vedere legalist, da, tu ții poate și porunca aceea și aceea și aceea, da, îți pare. Dar de fapt Iisus a vrut să arăte că cel mai important tu nu ai, tu nu mă iubești pe mine. Fiindcă dacă m-ai iubi pe mine, tu m-ai pune pe mine pe primul loc și toate celelalte pe al doilea plan. Și atunci ai fi gata. Eu nu cred că aici Domnul Iisus a dorit anume să dea o lecție pentru toți sau să ne dea o lege, da? Dacă vrei să mă urmezi pe mine, trebuie să toți banii, toată bogăția care o ai, du-te și de la săraci. Vindeți apartament, vindeți mașina, să nu rămâi cu nimic și urmează. Nu aceasta. Iisus știa că aceasta era problema lui. Și Iisus știe la fiecare care e problema lui. De ce se ține el mai tare? Și atunci cu acel lucru vine. La Avram, Dumnezeu cu ce a venit? N-a venit cu bani. Copilul pe care îl iubești, ia, ești gata să mi-l oferi mie. Da? Și iată, acesta e testul. Fiecare avem problema noastră și Iisus vine. Tu pe cine iubești mai mult? Lucrul acela, persoana aceea, obiectul acela, viziunea aceea, visul acela îl iubești cel mai tare? Sau totuși mă iubești pe mine? Da, oamenii devin tineri, oamenii devin maturi și... Tânărul a venit pentru ca să îl întrebe ce să facă ca să moștenesc împărăția cerului. Sunt mulți oameni care năzuiesc, care vor împărăția lui Dumnezeu. Și ce interesant că în preajma sau în cercul sau cei dintre cei care îl urmau pe Domnul Iisus, ucenicii sau discipolii, erau, pentru că ei tot năzuiau. Și s-au ivit unii
care au zis, știi, vrem să mergem după tine unde, dar să ne pui unul la dreapta, altul la stânga, gândind că în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Iisus, ei să fie un fel de miniștri. Da, da. Sigur că și ceilalți care auzeau dorința, de fapt ei reflectau dorința tuturor, da, ucenicilor. Și acum, ce a răspuns Domnul Iisus? De ce i-a lăsat în, pe gânduri răspunsul Domnului Iisus? Și ce a semnificat aceea răspunsul Domnului Iisus? Pentru că El a zis, puteți voi oare să beți paharul meu și să fiți botezați cu botezul meu? Despre ce fel de pahar și despre ce fel de botez vorbește, da, Iisus? Deci, în contextul biblic, atunci când se vorbește despre paharul pe care trebuia să-l bea Domnul Iisus, așa cum în grădina Ghețimani chiar a ridicat întrebarea aceasta în rugăciune înaintea Tatălui, tot a folosit expresia aceasta, dacă este posibil să depărteze paharul. Da? Deci este suferința. Suferința Domnului Iisus, atât în grădina Ghețimani, cât și deja în momentul când era pe cruci. Și de ce e Domnul Iisus? Aceasta vreau să spun. Voi puteți să beți acest pahar al suferinței, să fiți gata să suferiți și să îndurați greutăți, probleme, iar botezul este un simbol al afundării, da, sau al morții, ceea ce arată că Domnul Iisus, când a vorbit despre botezul, însemna moartea Lui. Și iarăși, voi sunteți gata chiar și să muriți pentru mine, pentru numele meu? Și care le-a fost răspunsul? Răspunsul e rapid. De fapt, ei, știți, după momentul acesta, poate puțin mă întorc în urmă, ei erau tulburați când întrebau, dar cine poate să fie mântuit? Și când dă acest exemplu cu Camila și cu urechea acului, unde încă o dată Iisus arată, la Dumnezeu totul este cu putință. Dumnezeu poate foarte mult să facă, mai mult decât noi cerem, mai mult decât noi credem. Și faptul acesta care ei se implică de a cere ceea ce de fapt nu cunosc, ei nu cunosc că de fapt viața de creștin este un sacrificiu, este o renunțare, este și o suferință până la urmă și Iisus arată prin viața sa, eu am suferit, voi sunteți gata să suferiți, eu am murit, voi sunteți gata să muriți? Deci Iisus ne cheamă la ceva mai mult, mai profund, mai adânc decât o simplă, să zicem așa, aparență a religiei, că vin la biserică, că sunt credincios în zecimii sau altceva. Iisus vrea să ne spună că urmează mai mult din viața noastră de creștin. Și noi nu înțelegem multe lucruri precum nu înțelegeam ucenicii, chiar și mama încă se implică, ca să zică, fiul meu care să stea și la dreapta și la stânga. Deci vedem această implicare și a mamei și noi înțelegem că aici chiar Iisus spune că aceasta depinde de Dumnezeu. Chiar nici aceasta Iisus nu face. Uitați-vă cât autoritate, adică prin exemplul său, prin faptul cum El demonstrează pe Tatăl Ceresc, ne arată nouă cât de mult noi trebuie să înțelegem voia lui Dumnezeu. Sigur că eu zis da și Iisus le-a răspuns, da, veți fi, dar nu acum, pentru că nu sunteți gata. Și când au înțeles ei ce înseamnă și trebuia să meargă și să bea într-adevăr paharul lui Iisus și să fie botezați, adică și suferințele și moartea. Marcu prezintă interesant un fragment, pentru că este cumva notoriu. Vindecarea orbului Bartimeu. Se spune despre faptul că Iisus a ajuns la Ierihon și pe când ieșea din Ierihon, pe drum, mulțimea a întâlnit un om care era orb. Și acesta, înțelegând că trece Iisus, a început să strige, fiul lui David, ai milă de mine, și toată lumea îl certa, de ce îi deranjează pe toată lumea. Și Iisus îl cheamă și zice, ce vrei să-ți fac? Și uite, aici este întrebarea mea. Care este semnificația întrebării Domnului Iisus la solicitarea acestui om? Ce vrei să-ți fac?
Întrebarea pe care o dă Domnul Iisus descoperă disponibilitatea lui Dumnezeu de a răspunde la nevoia strigentă a omului. Ceea ce îl caut, ceea ce îl frământă. Același lucru a făcut Domnul Iisus cu ucenicii când Ioan Botezător a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, și când ucenicii au venit după el, el ce i-a întrebat? Ce căutați? Vrem să știm unde locuiești. Da, poftim, haidem. Da, deci Domnul Iisus tot timpul arăta disponibilitatea atât a lui cât și a lui Dumnezeu, da, de a răspunde nevoie omului, la frământarea lui, ce tu dorești, da? Vindecare și fizică, da, spirituală. În primul rând, Domnul Iisus arăta că el vrea cel mai mult mai întâi omul să devină sănătos spiritual, dar arăta că nu doar aceasta. El este dispus și gata să vindece și fizic. Și în istoria corbul Bartimeu, aici vedem iarăși aceleași două aspecte, atât spiritual cât și fizic. Deci el, pentru că avea credință în Iisus, pentru că nu întâmplător l-a numit fiul lui David, ceea ce arată că îl recunoștea ca un Mesia, ca cel care cu adevărat a venit fiul lui Dumnezeu. Da, și îndrăzneala lui, că oamenii încercau să-l oprească, să-l facă să nu mai strige, dar insistența lui arăta credința lui. Da, și de ce vedem aici atât vindecarea spirituală, cât și vindecarea fizică. Pentru că, până la urmă, Domnul Iisus îi oferă vedere. Și el capătă vedere. Singura lui speranță era Iisus Hristos. Și tocmai aici poate e singura. Este, da, adică e unica. Unica. Nu există. Gata, e el și asta e tot. De asta el insista și apela la mila lui Dumnezeu, ca să înțelegem că totodată Dumnezeu vrea să ne învețe: rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. Cum vița nu poate să aducă damlădițe, nu putem să aducem rod fără Hristos, nu putem să fim vindecați, tratați, salvați de suferință, de salvarea cea mai groaznică care, nu știu, poate veni asupra noastră, nu contează, orice. Toată puterea este la Dumnezeu și Dumnezeu vrea să demonstreze aceasta prin întrebarea aceasta, să zic așa provocatoare: ce vrei să-ți fac? Oare Iisus nu știa ce vrea? Iisus știa foarte bine ce vrea. De el încă o dată vrea să demonstreze această dependență de Dumnezeu, că voi fără mine nu puteți face nimic. Și el spune, da, vreau să capăt vederea. Și iată, acest răspuns, el este, să zic așa, nu ca afirmativ, dar foarte vizibil pentru cei care aud și văd. Ei înțeleg că Dumnezeu este acel care prin mine poate să facă aceasta și nici de cum eu, pentru că oamenii în mare parte cred că prin faptele lor, prin meritele lor, prin puterea sau inteligența sau aptitudinile și nu știu ce au masterate, doctorate, pot să facă foarte mult, dar Hristos fără mine nu. Și uitați-vă, chiar o boală incurabilă, oricare, ea tot vine prin Hristos de a fi vindecată. Chiar prin medicamente, să zicem așa, că sunt bune tratamentele, atât tradiționale, deci populare tot, dar faptul că această relație care Dumnezeu vrea să o formeze între om și el. Iată, acest moment, noi trebuie să înțelegem că Iisus vrea să ne arate, dar tu chiar vrei? Dar tu îți dorești aceasta? Tu vrei să fii dependent de mine? Tu mă inviți în viața ta ca eu să fac asta pentru tine? Și Iisus este deschis atunci când noi suntem deschiși. Orbii biologici sunt conștienți că sunt orbi. Și înțeleg că au nevoie să fie vindecați. Și în cazul acesta, așa cum ați menționat, orbul Bartimeu e orb. Fizic, fiziologic, anatomic. Este orb. Și el înțelege că numai Iisus poate să îi răspundă. Și întrebarea Domnului Iisus, ce vrei să-ți fac, și astăzi este disponibilă pentru toată lumea. Numai că, părere de rău, majoritatea din societatea noastră sunt orbi inconștienți. Da. Nu realizează că sunt orbi. Și dacă ar fi întrebarea aceeași pentru fiecare dintre noi, ce vrei să-ți fac, probabil că întrebări vor fi, sugestii vor fi atât de multe: să câștig în loterie, să am succes nu știu de unde, să mă căsătoresc, să mă... Dar nimic din toate acestea nu atât de importante sunt decât salvarea. Ce interesant că orbul Bartimeu, după ce
a devenit un văzător, da. El l-a urmat pe Iisus. El a mers după el și a devenit un urmaș al lui. Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi la acest program. Evident că sunt multe lecții. Sunt lecții pe care Domnul Iisus le prezintă și acestea sunt scrise în Evanghelie după Marcu. Mulțumim încă o dată. Plăcere. Dacă am fi și noi în ocaziile acestor oameni despre care Evanghelistul Marcu îi prezintă în capitolul 10, ce ar fi dacă am fi noi protagoniștii? Ce am fi spus noi? Ce atitudine am fi avut? Dar cel mai important, ce lecție am fi luat din istoriile date? Unii s-au certat cu Iisus, alții au plecat capul și întristați au plecat de la Iisus. Cineva fericit l-a urmat pentru că Iisus i-a oferit ceea ce aștepta el, vindecare. Sunt multe întrebări, dar ce înseamnă să-L urmezi pe Iisus? Este cea mai importantă întrebare. Este răspunsul dat aici, căci Fiul omului a venit nu pentru ca să fie slujit, ci să slujească El și și-a dat viața pentru răscumpărare, pentru ca să avem viață veșnică. Pentru ce vin eu la Iisus? Ce să am eu de la El? El a zis, poți să ai răscumpărare. Dacă este interesul pentru tine, dacă este același interes pentru tine, te invit să studiezi. Dacă ți-a plăcut acest material, te invit să te împărtășești cu el, cu prietenii tăi, cu cei dragi ai tăi. Și dă-ne o reacție. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.